Sendo que em geral vamos fazer isto daqui a um tempo. Live? Assim depois daqui a um tempo. Ok, saluta, estás lá e com nós e Timofei Dragan, fundador da companhia Team Stone. Timofei, pode se începem com de onde estes cara e educația ta prima? Salutare la toți! Eu sunt din sat Huseni și am absolvit liceul teoretic de la noi din sat, unde am făcut acolo andabacul, după care am absolvit colegi de medicină, acolo am învățat tehnician dentar să fiu și asta e tot educația mea personală. Poți să întreb ce din educația asta precedentă, din prima educație sau chiar luând în considerație și asta de medicină, este ceva care la moment este foarte de folos, care te ajută și acum, în afară de bază educație, de exemplu, de citit, de... Sunt, de exemplu, să luăm, hai, de la tehnician dentar, da? E fix ca și în, de exemplu, în construcții, numai că tot e la nivel foarte mic, da? Și cum să spunem, dezvoltă imaginația, adică îți dezvoltă fantezia. Și, de exemplu, aici unde fixăm noi pietrele, unde facem noi lucrările noastre, tot așa, de multe ori trebuie să включим imaginația. Imaginația, să vedem dacă merge, nu merge, lucrează sau nu lucrează. De la școală a fost mereu, nu știu cum, când învățam lecțiile, nu mă întreba nimic. Când învățam, ei trebuie să mă întrebau. Așa a fost o lecție de asta. Bun, nici nu știu ce să mai spun interesant. Da, mersi mult pentru asta și, dar cu siguranță sunt niște lucruri care nici nu le observăm, care le luăm la școală, conexiunile, prietenie și așa mai departe. Dar a doua lucru, aș vrea să întreb, care a fost traiectoria, de exemplu, experiențelor tale de la după școală, după colegiul de medicină, de muncă, experiențele de muncă, că dacă și cunosc eu din Moldova, nu știu experiența exact din Moldova, mai specific, și deja cum ai ajuns aici în Anglia, care a fost traiectoria? După ce am terminat colegiul de medicină, am întâlnit o soție mea, după 2 ani asta au fost, după care am găsit eu niște persoane care îmi dădeau de muncă ca tehnician dentar și fiindcă eu eram o persoană care nu prea îmi plăcea să lucrez la cineva și care să mă spun cuiva, am decis să-mi deschid propriul laborator la balconul unde trăia soția. Am făcut eu acolo niște... Ne-am adus niște aparatură, una alta. Facem o putoare așa, cartierul și auzea că eu bucănem noapte, la 1, la 2. Și așa, uite, așa am lucrat eu undeva aproape 3 ani. După 3 ani de muncă la balcon, o doamnă pe numele Olga Vasilievna, e deține o clinică stomatologică mare, foarte mare în Hâncești, pe care am făcut noi împreună o înțelegere să deschidem un laborator performant în Hâncești, adică cu toate aparatura, toate necesare care pentru a fi în top, a fi plin. Că mulți au laborator, dar, de exemplu, nu au turnăturii sau nu au să facă ceramic sau nu au să facă implanțe, știi?
Noi am decis să investim și să cumpărăm, să facem, să avem primii încerci. Și uite așa am lucrat la Arti Denis, așa se cheamă clinica. Am lucrat aproape 3 ani. A fost fain, a fost o bună experiență pentru mine. A fost chiar foarte interesant. Vineau studenți de la Colegiul de Medicină, fac și eu practică la noi. Noi ajutam să dai examenul de stat. Adică era interesant. După care, din păcate, acolo noi lucram undeva cu 5 doctori. O pereche de doctori a plecat în România, o altă pereche și-a deschis a lor și un doctor bun tot a plecat. Totodată au plecat și toate, cum să zic, zăcazurile mele și toată sursa mea de existență. Nu zic că muream de foame, dar era ca la pescuit. Și într-o lună putem să facem mai mult, într-o lună mai puțin. Și nu știu cum... Și femeia mea să fac mai mulți bani ca mine. Și am decis eu vântez și plec la Londra să învăț engleza, ca după care învățând engleza să emigrăm în Canada. Că la noi era așa un vis să ajungem să trăim în Canada. E așa. Am ajuns eu la Londra. Dar ați fost în Canada? Da, am fost și în Canada. Și cum era acolo și de ce ați plecat? Dacă era visul cumva care? Nu știu, noi ne-am dus în Canada în 2018, început anul 2018. Dar m-am surprins ce mereși iarnă ultimii 60 de ani a Canadei. Și acolo trebuie să lucrăm pe acoperiș la minus 20, minus 30. În plus la asta, ne-am făcut să ceva cunoștință și avem ceva experiență la Londra. Și când comparam cu felul cum mă simțeam eu aici și cum activam aici, cum era acolo, mă gândeam doar la Londra. Deși, iată că, de exemplu, la Canada e jumătate de an în sezon, da? Este o jumătate de an unde tu trebuie să grămădești pentru să treci iarna. Da? De exemplu, aici, comparativ cu Londra, aici e tot anul împrejur e sezonul, adică tot anul este de muncă și merge înainte. Adică nu sunt căderea. Mersi, Timofei. Înainte de a trece mai încolo, aș vrea să revin puțin în urmă, dacă se poate. Da. Ia că atunci când ai deschis la balcon, nu știu cum se spune, Laboratorul. laboratorul, da, de unde veneau joburile? Cum ai spus, zăcazurile, de unde veneau oamenii, ca, de unde știu eu, cum ai avut acces, ori ai creat acces la joburi? Am făcut practică la o clinică de pe Hristobotiva, de domnul Untilă, o familie întreagă acolo, poți zice, o dinastie întreagă de stomatologi și tehnicieni. După care m-a recomandat un domnul Cerbușcă, care lucra acolo ca tehnician dentar, m-a recomandat la nănașul lui, la domnul Bușmachiu, el lucra la Ministerul Sănătății acolo. El făcea brackets pentru copii. Și uite așa, împreună cu domnul Bușmachiu am început să lucrăm noi. După care am început și fiorul lui să-mi dea lucrări. Și lucram cu fiorsul și cu Bușmachiu. Erai Cu ocupat, domnul. aveai flux de lucru. Da. Aveam de lucru. Nu pot zic că aveam stabil de muncă, dar aveam. Adică nu mă menținem. Și atunci când ați deschis clinica și ai zis că ați investit banii pe care ai investit, erau ceva care îi salvai din lucruri pe care îl aveai sau ai Nu. mutat ceva? Am împrumutat la mama. Am împrumutat aproape 10.000.
După care a fost așa înțelegerea. Eu pun prima rată, dau cash-ul eu, ca să putem noi să luăm temperatură. Adică am făcut într-așa un fel că, de exemplu, Olga Vasilievna nu investește nimic, dar ea să plătească rata, de exemplu, că noi ne-am împăcat așa, eu jumătate și ea jumătate. Ea să plătească rata din venitul care a să-l faci noi de la laborator. Adică și ea să aducă venit laborator, ea să plătească rata. Super. Și a fost super că noi timp de 6 luni am plătit din venit și ea s-a plătit rata. Super, mersi mult pentru asta. Da, e foarte bun. Nuanțele astea sunt foarte importante, cred că, pentru cineva care tot vrea să înceapă ceva. Dar, în Londra, până și ne-am întâlnit noi, eu știu că când ne-am întâlnit, cam știam care aveai, ori te gândeai, că nu-ți minte exact, să-ți creezi compania sau deja o aveai, dar până atunci, până ne-am întâlnit, care a fost traiectoria deodată? Te-ai apucat la ce și faci sau ai mai încercat diferite joburi, lucruri? Deodată când am venit, am început să lucrez ca test labor. Și am avut norocul să lucrez labor pe acoperiș la St. George Hospital, drept aici, lângă mine. Și o leacă de istorie, vă povestesc. Mă cheamă băieții la lucru. Eu numai ajungesc în vreo săptămână, mă sună soția. Timofei, eu sunt gravidă și eu așa o bucurie era și așa o energie nespus de marele. Că era acolo de lucru, de 2 săptămâni, dar eu într-o zi am făcut atât acolo. Și eu sun a doua zi bucuros și ieșim la lucru. Băi, din cauza ta, noi trebuie să întindem 2 săptămâni cu lucrurile din cauza ta, am nici eu de lucru. Și eu de acasă, nu mai nimic. Eu îmi dau suflet acum am cerut un lucru pentru asta. Ai lucrat prea ghinio, ai pierdut lucru. Da. De acolo trebuie. Că eu nu știam încă toate regulilor. Eu eram deprins ca la Moldova. Sau, era o bucată de șchelă înaltă, undeva vreo 6 metri, 5 metri. Și noi trebuie pe șchelă și spunem în bine, nu cumva să facem colo. Să ne dăm jos, să ne chinuim, să câte o leacă, să punem în binul și la mare, cam, care, pentru gunoi. Dar eu am tăiat țepca și ea, cu un echipă care de protecție, și sub noi trece lume care la spital, după aceea, o aruncam de sus la 6 metri, buh, 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 repede am făcut de acolo. Și ea m-a văzut așa, la de am închis ochii, că, da, pentru asta putem să și cum se dă așa, cu cartonaș roșu, nu ai drept să faci așa ceva. Sau lucram acolo și trebuie să ai protecție și de urechi și asta și vine principalul pentru safety. Știi? Și el îmi spune, păi unde ți se stup urechile? Nu, zic că eu stai le să știi că eu îi dau bătaie și așa. Așa. Păi, stop, stop. Stai liniștit, las că eu lucrez. Deci te-ai Stop, oprit. dau par la lucru. Cine ai învățat și eu? Dar eu, ca orice moldovan, am cumpărat CSS. Nu m-am mai dus să-l înveț. Am dat banii, am luat CSS și nu știam regulile care sunt. Și vine șeful cel mai mare. Bă, ce faci? Vrei să închid? El are dreptul să închid tot șantierul dacă e un caz ăsta. Aici e cel mai mare, tu n-ai dreptul să faci. Mă scuzați. Super, și așa l-ai pierdut primul lucru, pe urmă ți-ai găsit altul. Da, pe urmă a fost tot așa, tot labor, trebuie să mături de urma la niște ferestre, să faci o ferestre, schimba la o clădire mare ferestre. Și noi trebuie să așa le vechi, să stricăm, să le facem mărunțele, sticla să o punem aparte și lemnul aparte. Și uite așa am lucrat 2 săptămâni acolo. Ți minte că trebuie să mătur toate gunoaiele și le pun prin toate padiezul și le tot șprițăraia și bicioarele și mi-erau acolo și mă gândeam, Doamne, eram în hălățel la Moldova și mi-aduceam aminte de când ghinie era și era cald, când eu în condiționer, ne era frică, ne-am căldura și iau timp și caut eu și nu m-a luat. După care
m-a sunat un moldovan, un prieten de nostru, Ion, și ne-a spus, băi, e că este așa un job la Baker Street, să fixați teracotă. E simplu, un concoaș și spoți tot. Păi, eu sunt șer. Și m-am dus eu acolo. Mă întream, știi, mi-ai făcut chetă de seară dată? Păi, da, toată viața, eu mă asta și fac. Îmi dă drawing-uri, ia ca aici tu ai de lucru, poftim planul, ieși și începe lucrat. Dar eu prima dată, eu nici nu știam și ești cum să faci. Ei, hai, am început eu să lucrez, bă, mamă. Mă uit eu, parcă prea repede pun eu piatră, prea, vine moșnegu să ajung 1,50 m. Băi, dar cam prea repede mi-ești, îmi zice. Păi, dar eu nici nu mă duc la fumat, nici nu, nici, eu stau și lucrez. Dar tu pui clei acolo de sub, că trebuie să faci greu și să pui niște chimical. Spui niște chimical și după asta spui pe aia. Dar eu, nu, dar pe eu strâng ghinii, eu m-am început și m-am rușit, da, m-am început că ceva n-a fost corect. Zic, eu strâng ghinii și ieșe de acolo. Acolo ieșe de așa, prin un fel de distanție. Hop, scoate, eu, bam, chiatra mea jos, știi? Scoate, te panda jos. Am venit, m-a vicislit, eu nu sunt meșter. I-am dus la Antonio. Tony, zic, dă-mi o șansă, eu îți vezi că eu sunt capabil și pot să fac chestia asta în concurs. Și uite așa, erau 40 de oameni acolo. Acolo am fixat 44.000 de chetri, după care am făcut 180 de balcoane, tot piatră pe înăuntru. Din toți oamenii ăștia am rămas numai eu cu frățorul meu, până la urmă, știi, tot. E de eu, fac să mă întâia jobul. Am rămas noi și am terminat noi tot treaba. Adică, cu încet, am câștigat încredere și experiență. Am făcut. Deci asta te-a împins ca să toată ideea că să faci companie, prima ta firmă, da? Da. Asta m-am făcut și să am cu propriile mele companii și să am noi vise și să trec la noi. Și ce a stat, de exemplu, să faci mai mult, de exemplu, cu compania să iei mai multe lucrări? Și te ajută, ori ce a stat atunci, și te ajută la moment, și ai învățat din, de pildă, cum ai spune, și te ajută să iei mai multe joburi. De exemplu, când nu aveam companie înainte, mai sunt persoane cu care lucrez, îi mă sunau, poți să-mi faci rost după persoană, încolo îmi faci. Și eu mă stăruiam și îi conectam, îi facem rost, asta, dar nu avem nimic dintre asta. Și chiar uneori își și învățam, când îi vineau la mine, la chiar Tony, când lucram la Baker Street, el venea și, o, e că ți-am luat unul, ieși, arată, învață-l și arată și cum. Și ca când eu eram un fel de manager cu bază de clădire acolo. Da, după companie am mai trei persoane care se duc pe alt job sau pe alt șantier la muncă, se duc din partea mea și trec prin compania mea. Și normal că acolo îți deam alte prețuri și alte înțelegeri am cu persoanele cu care le-am. Și acolo nu mai este numele și ala, dar e numele meu. Adică, cu încetul, încep să mă știe lumea și cine sunt eu și ce fac. Cam felul a fost pregătit de tine și așa mai departe, că știu care e nivelul sau posibil cum faci tu lucrul, da? Da. În mare măsură așa, că tot ce se înseamnă se adună, știi? Și când aud că, că din partea mea, înseamnă că băiatul ăsta știe, face ceva. Cum ai ajuns, e că prima dată la Engage, noi când ne-am întâlnit atunci, la ce etapă erai, din ce ai povestit? Prima dată la Engage am văzut publicat pe Facebook un video scurt care m-a atins și am decis să vin și eu la Engage. Eram la etapa, da, aveam compania, tamam terminasem un job și al terminasem așa, cum să zic, cu lupte. Au fost niște înțelegeri acolo și
tot o bună experiență pentru mine. Și o bună lecție. Și nu știu cum avem așa o încredere că las, mă duc la închei și eu rezolv. Nu știu cum. Știam că ca să încep ceva nou și a ști ceva. După review, după video, recenziile care le vedem și după energia care se simțea acolo, simțim că este valoare. Dacă spunem o să ne amintim, ce ai luat, de exemplu, la primele etape, chiar din prima experiență în cheș, ceva care ai luat, posibil, și ți-o ajutat să materializezi sau să rezolvi niște lucruri, dacă atare. Din primele experiențe a luat și alt care se interesează. De exemplu, dacă mă interesează ceva, alții se interesează de mine. Și am început să mă interesez de lume. Nu importă că e chetrar sau labor sau cine nu era. Și am început să mă interesez de dânsă și de mine și super asta. Și felul am avut noi multe exerciții. Atât de mult am intrat eu în exercițiile astea și în cheici, că parcă că ele sunt inconștientul meu și eu fac de adică fără să mă gândesc. Da. Eu te mint când la prima dată când ne-am întâlnit la weekend, și ai menționat despre metoda asta de a pune piatră. Știi? Și Da. de-a ne-a venit în cap mie și mi-a apărut dorința să ajut pe tine să vezi lucru special în lucrul ăsta, ceva care ai putea să extinzi abilitatea asta sau cunoștințele astea și îmi pare foarte bine că peste un timp ai ajuns să materializezi ideea aceea. Și dacă ai putea cumva să exprimi, puțin să-mi spui, de exemplu, și e că ce ai făcut cu ideea asta, că eventual nu doar compania, ai o companie, dar ai mai deschis ca o școală unde înveți persoanele care n-au meserii. După cum eu percep, da? Care n-au meserii sau lucrează labor și tu înveți o meserie nouă și cu o metodă nouă care lucrează foarte efectiv. Și dacă ai putea să spui cum ai ajuns să o creezi și ce acum și oportunități asta ți-ți dă la moment. Cum am ajuns să lucrez, tot datorită ției, că mi-ai spus că pot să aduc și o valoare, că până la asta eu trăiam și eu cum și valoare cum să am. Și pe urmă când am vorbit, tu mi-ai spus, tu uiți și valoare aduci tu la om de la 20.000 la, de exemplu, la 40.000 în sus, pe an poate să facă el. Și atunci așa ne s-au deschis și ochii, mințile, scopa, iată să încercăm. Și sunt băieți de-amu care, într-adevăr, pot să am încredere în trânsii care pot fixez chiar mai bine și ca mine. Și oportunitatea e că, de exemplu, băieții care îmi dau de lucru, am doi băieți, Antonio și Arsim, ei știu de-amu că eu fac școala asta și am surse de unde pot să-i ajut. Și chiar nu de mult am grăit cu dânșa și băi, asta am nevoie, ia ca de patru băieți pe data și aia. Și aici alt băiat mă sun, ia ca am nevoie de o pereche, am un chiar recent, asta am nevoie, te rog, ajută-mă. Ei știu precis că dacă mă sun pe mine, eu aprovizionez cu oamenii dați. Oameni calificați care pot să facă într-un Da. anumit mod rapid, într-un anumit. Și dacă sunt nevoie să încerc eu să. După cum am înțeles eu, cumva tu, școala ta sau metoda asta, eu țin minte la cursul care noi la care ai fost, am creat o metodă cum să aduci o persoană de la care nu știe încă, nu știe. Nu știi subiectul ăsta, da, lucru, ca să tu al antrenezi, că el știe să-l facă și totodată să-l facă și într-o metodă specială care
faci mai rapid, și toată idee posibilitate și la piața să fac mai mulți bani deja. Și ți-i de o posibilitate ca oamenii care te cunosc pe tine, care dau posibil lucrări, ei știu că tu ai anumit nivel, oamenii de la tine vin cu anumite bază de cunoștință. Da? Da. Ca tare, nu-i nici nou ce și fac eu sau e o metodă chiar făcută de mine, poate, știi, dar cum se mai spune, metodele geniale sunt simple, simplificate. Așa și la noi. De exemplu, noi până la masă, noi nu fixăm nicio cheatră. De exemplu, noi punem, odată măsurăm. Da? Noi odată ne folosim numai de tape, de rulet și de creion. Odată măsurăm, odată găurim, odată facem. Adică sunt, mai mult învățăm pe băieți, sunt niște etape care trebuie făcute pas cu pas. Dar majoritatea ei se deprind și, de exemplu, îi văd numai, de exemplu, o cheatră, da? E o ușă fixată. Tu trebuie pe un alt cheatră. Îți pierzi timpul, grămadă de timp, îl pierzi așa, în traiurile, fără rost. Dar noi ne străduim să orice mișcare să și folos, adică nu pierdem timpul degeaba. Poți să-mi Și dai... am... Da. Scuze, spune că eu te-am Nu, întrerupt. hai spune tu. Nu, eu am vrut să posibil să dai un exemplu a unor persoane recenti care din Dupeldovnit, nu știu eu, despre meserii, erau labor și ce ca efect și rezultatul a avut. E că este Ion Caragi, un băiat la noi din sat. El foarte repede o prins meseria și chiar e bun, e băiat de echipă, pot să zic. El dacă se duce până jos, el vine înapoi cu ceva, de exemplu, se duce să fumeze o țigară, el vine înapoi cu niște bolturi care nu ne trebuie. Sau, adică se gândește un pas înainte. Este Andrei Ganja. Voi îl știți. Andrei Ganja. El tot e bravo. Împreună face treabă. Și ei încă lucrează ca labor, dar eu le permit lor să facă lucru de fixere. Ei sub ghidarea mea. Și am vrut recent să-i trec ca meșteri, dar ăștia din compania în care lucrez eu, nu, adică eu spus că nu putem să facem așa, că ei au venit nu vă nimiești, cred că și ai vin la noi la școală să înveți. Și la următorul job de-a mu ei să figureze ca meșteri și noi avem planul cum să meargă mai departe și să facă treaba. Plus la asta mai este, mai am un prieten, el e din România, îl cheamă Marius Eftim. Noi am lucrat în alt site, eu îl știu pe dâns și am lucrat acolo ca labor, pot să zic. Făcea fixamentale și el tot așa uitându-se la noi, furând acolo, fiind băieți interesat, noi răspundem, arătam cum și cum. Și amul tot lucrează în compania mea, dar alt site, am singur și băiatul face lucrări frumoase, chiar ne trebuie să înțeles niște poze și eu mai făcut și cum am făcut. Și uite așa mergem înainte. Mai am un student irlandez, el tare vrea ca să-l înveț și cum și el învăț și pe dânsul, îi dau lui, adică eu sunt slaver lui și eu am zis, hai, tu ești meșter, eu sunt slaver, de să faci. Și apoi unde el face greșeli, eu îl mai corectez, e că așa și așa. Și Adică merge la ai o metodă oarecare cu care înveți. Dar pentru cine, de exemplu, e că ai spune că este cum se cheamă școala la moment? Școala se cheamă Art Mason. Asta în engleză, dacă traducem, asta se spunește arta zidarului. Pur și simplu, nu că e o artă, că, da, asta tot poate fi ca o artă, dar arta este un macronim, sau acronim, sau cum se cheamă, spunește aplicații, reguli și tehnici. Și e ca noi dacă
Dacă respectăm, aia este trei subiecte, trei exerciții, trei reguli, noi obținem un rezultat foarte bun și care se vede, adică chiar într-adevăr se vede. Și pentru cine e școala asta, de exemplu, Da. ar fi de folos? Școala asta e pentru băieții care-s gata să facă un lucru greu. Adică nu că greu, greu adică fizic, care îți gata să pui umărul și îți gata să fie activ și să facă un ban mai mult. Și ăsta pentru, de exemplu, labor, care sunt decât, de exemplu, eu știu un băiet, el e de 7 ani de când scriu în Londra, de când îl știu eu, el a de 7 ani labor. Adică mulți aici, la labor, nici nu-și dau voie să pui mâna pe instrumente, să fac ceva lucru, știi? Mulți timp să împartă și asta și cum să faci. Dar noi, din contră, noi le arătăm, îi spunem, îi învățăm planul, îi învățăm tehnicile noastre, secretele noastre, poate știi nuanțele noastre. Și uite, așa mergem înainte. Și asta e de posibilitate să înveți mai rapid și să poți să angajezi deja. Da, prindă el încredere în frânsul și să fac treaba. Voi după asta, după ce a terminat cineva, de exemplu, o venit, s-a învățat cu voi, cât timp s-a învățat, dacă să-mi spui, și deja după asta îi poți duc să lucreze în altă parte sau poți duc la voi la companie să fac care e etapele. Etapele sunt așa. Băieții vin odată la mine acasă. La mine acasă eu îi lămuresc o teorie. Facem teorie. Cum se numește? De exemplu, eu am întâlnit multe obstacole în procesul de învățătură. De exemplu, cu Andrei, cu Ion, că ei s-au prins că numai acasă a fost o leac și ei s-au râdea mi pe Pisa și încep lucruri și îi spunem, Ad the Packers, dar el nu știe și Packers. Dar și asta. Asta e asta, asta e asta. Și iar pierdem timp. Dar de acasă, de exemplu, noi el să învățăm toate detalii, cum se cheamă în engleză. Dar să învățăm toate materiale, tot în engleză. Că adică ai nevoie de engleză, știi? Că mulți vin și eu îi spun, da, și nu știu și eu. Trebuie să mă gândesc cum se spune în română, dacă nu înțelegi român, trebuie rus. Trebuie să vii acasă, să înveți teorie, după care, după teorie, ea să vii și să îndeini ca un fel de examen, să-mi spui, ia că asta se cheamă, asta, asta, așa, asta, așa. După care, am acasă niște pietre am adus și am adus niște materiale, niște instrumente, clar, care avem. Și am făcut un machet cu planul, cât, ca cum îi stroic. Și eu trebuia să fixeze, să le lămuresc esențial, să le lămuresc bază. De fapt, la orice stroic nou care noi ne ducem, e diferit. Fiecare stroic e diferit. Dar esențial e și așa. Și chiar dacă mă duc eu la alt stroi, că iarăși trebuie să mă învăț ceva. Dar principal, că eu știu esențial. Așa și la dânși. Și e să duc și să înveți. Plus la asta, noi să învățăm cum. Și să le facem și un CV. În CV-ul și ala noi știm ce să scrim. A scrim companiile, a scrim într-așa fel ca job center să le ofere lor de muncă. Ea să depui CV-ul la job center și agențiile să-i caute pe dânsii ca miește. Dar cum a să-i caute? De atât când a să uit în CV, a zic, opa, noi știm de compania asta, opa, ei știu ce înseamnă asta. Și e ușor a să caute, a să aibă de muncă, ușor a să găsească. Dar dacă a să aibă, a să și noroc, că așa nu cum priem noi, că dacă priem eu azi, eu o trimă, nu merge așa. Așa, nu pot, nu am încă așa mari puteri să aduc, să învăț drept pe șantierii asta. Chiar mi pot zic, nici nu e legal să faci Mai sunt câteva etape care tu încă le integrezi, da? Dar așa. Da.
un flux de lucrări trebuie să fie totodată, și aici, adică, Da. după cum se înțeleg, eu lucrez la mai multe etape simultane. Da. Și dacă iau noroc, cum de exemplu a fost cu Andrei și cu Ion, a fost norocul că să lucreze ca label cu noi și dreptodată pe site. Și este chiar și Trevor și irlandezul ăsta, tot împreună, faci întreabă. Adică persoana vine și să învață teorie, învață elementele practice și totodată și creează un CV care are posibilitatea să-și găsească mai rapid de lucru ca meșter. Dar Da. totodată este posibilitatea să lucreze și cu voi dacă este momentul potrivit. Da? Corect, da. Da, super. Așa e. Mersi, mersi, Timofei, și foarte interesant. Eu cred că, în momentul, cât studenți deja ai pregătit? De când ai început școala ca atare? Catare să-ți duc drept școala asta începută din 2016, dar eu nu mi-am dat seama că fac școala asta. Oficial, de când ai... Da, dar oficial de anul trecut, după ce am terminat cursul noi, A fost cu acest... cursul care l-am făcut noi, Super Speaker, e de anul trecut. Noi, vezi că eu am făcut oficial și am făcut, adică, de probă, să văd cum a și cum asta și am văzut că merge și de-a mă-i dau înainte. Și Bravo! așa. Wow, super! Și tu mai ești parte din... acum, recent, ai intrat în programul Pro, în Engage, și te-o inspirați vii să te angajezi la programul ăsta, și, de exemplu, care sunt lucrurile care îți plac, posibil, sau care lucruri care te-au atras în acest program? Tare îmi place când avem noi întruniri de astea și când am făcut și cu Alexandru, cu Alexei, sorry, Prepeliță, networking-ul, acolo noi am învățat un lucru interesant, că acolo unde se grămădesc mai multe minți de bărbați, să începe creații. Și într-adevăr așa și este. Când noi ne întâlnim, începem să ne învățăm unul de la altul și să începe în cap să creeze ceva. Și chiar reacția adversă de la programul Pro, nu am somn, am o energie foarte mare. Sare, mă gândesc, mă arăt de cum să mă duc la lucru, să implementez bucățile care le-am învățat eu la Pro. Și chiar am făcut noi chiar și cercul masculin. Și noi acolo am învățat că un bărbat adevărat face acțiuni fără să mai aștepte să fie remunerat. Și asta e mult mai de valoare decât să aștepți și faci ceva și hai aștept să-ți dă el cineva ceva. Și am infiltrat ideea asta în compania, în echipa noastră. Și băieții au început să practice și într-adevăr să vede dintr-o parte și producem mai mult. Adică suntem bravi. Super. Mersi, mersi, Timofei. Aș vrea să ne apropiem cumva, să vedem dacă sunt întrebări, dar dacă ai ceva recomandări posibil pentru oameni sau de cărți sau pur și simplu asta, un sfat, ceva, ce ai da ca recomandare din partea ta? Super carte a fost pentru mine care mă ajută mereu. Cartea, să De calea bărbatului superior. Calea omului superior, da. Calea omului, bărbatului superior. O foarte interesantă carte. Eu Autorul chiar David Ida, mai să-l punem un... sunt experiența între relația mea cu soția și diferența între relația din prejur sau cartea Arta subtilă a nepăsării, tot mi-a prins așa un bec. Și apoi mai este cartea ta care scris-o tu cu e-mail-uri.
obține răspunsul, da. Da. Și pe cont propriu, tot e super carte. Eu am citit-o chiar. Era o două de noapte și știam bucătării pe scăunia. Avem tot așa un fan nespus. Și recomand la băieți, într-adevăr, să vii în comunități, să se întâlnească, că chiar mulți prieteni de mei stau, adică, închiși, doar în Facebook sau nu știu unde, sau cumva pierde timpul, știi, dar dacă ei s-ar uni sau vor face chiar comunitatea lor, mai pot să-și închiși sau, știi, să mai întâlnească, să vadă care e diferența când se întâlnesc mai multe minți, nu doar să bem și să dansăm, să discutăm despre, de exemplu, cum putem să creștem și putem să facem, să mergem înainte, să facem o treabă, să facem un bine, să și un folos sau să aducem o valoare care. E super. Mersi, mersi, e super valoros. Vezi, se mai întreb un lucru chiar interesant. Dacă ar fi, ai fi acum, că cum te gândești tu la moment, în modul în care te-ai, la nivelul în care ești la moment, dezvoltare mentală, personală, dacă te-ai întoarce în timp și ala când erai în Moldova cu laboratoriu, cu colaboratorul dentar, ai tot l-ai lăsa sau ai încercat să o menții? Nu l-aș pasa. Like. Da. Avea să-l mențin. Avea să folosesc toate pârghiile care le am eu amuia și mintea care o am și care am căpătat-o prin tot Londra și Canada și oricum s-o grămădit experiențe și o leac de minte. Dar chiar și am să mă întorc acasă, înainte aveam așa o frică când am venit în Londra, că dacă mă întorc acasă și să fac, ori n-aș face acasă, n-aș face, dar mă, parcă dacă m-aș întoarce acasă, asta am și face. Adică nu mă mai tem de chestia asta. Dar ce s-a schimbat? E că ce i-ai da un microfon, dacă aveai un microfon și să ajungă la urechii la Timofei cel din 2000, era acolo. Se vede să-i transmis două mesaje, de exemplu, două lucruri. Nu știu dacă ai așa. Și s-a schimbat să fac acțiuni fără să aștept să fiu remunerat. Iar că asta e, într-adevăr, pentru mine tare lucrează și e foarte valoare. Adică eu înainte așteptam, știi, mă singur, mă, e că noi am mai învățat la închiși că așteptările este egal cu eșec, da? Știi, și facem o chestiune, o treabă, știi, și că avem așteptări, așteptări și nu era. Și asta mă trăgea mereu. Dar nu, fără, n-am mai am nicio așteptare, pur și simplu, eu vreau să fac așa, cu încet, cu răbdare, fără a mă abțin, știi, că multe ori trebuie să ne abținem, adică să nu facem lucruri, de exemplu, rele sau stupide. Mai repede, ca un fel, tot Da, din. mai repede, mai repede să facem. Sau, de exemplu, e ca și m-am învățat aici, tot pe chelea mea, când te enervat sau ceva, nu trebuie să suni repede și să rezolvi problema. Pa, că eu, că am pățit-o odată, așa, că m-am enervat, am sunat și am pierdut urmă la bani. Deci, din cauza asta, pentru simplu că eu, ego-ul meu, l-a hrănit-o leac atunci, am pierdut mai mult. Și e asta. De acord, dar ca un fel de lupți ca și eu drept, ca un fel, da? Da. Și încă ce m-ai învățat aici, am învățat din cartea de, cum se cheamă, The Art of the Giving. Arta subtilă a nepăsării. În cartea Arta subtilă a nepăsării am învățat să prizneiesc, da, eu sunt un prostălan. Și
dar să nu-mi permit să zic cuiva că cineva e un prostalan sau eu, da, sunt prostalan, dar adică cum Da, să atunci zic? când mi pare că așa un fel de să accepti când ești greșit, că ești, Da. suntem proști în anumite momente, da? În momentele cele importante poți să accepti asta, dacă eu Da, înțeleg. da, da. Da. Că, așa că eu, da, eu sunt un coloquașe, pe urmă. Îți dai seama că mai este chiar așa. Mersi, Timofei. Este încă ceva care vrea să împarți până, îmi pare că noi a să aducem la un bun sfârșit interviu. Dacă este ceva cu niște lucruri de încheiere, vrei să mai împarți? Eu și vreau să împart, vreau să spun la băieți să, cum să zic, să unească la închegi, să vadă într-adevăr și valoare este aici și răbdători, adică să nu-ți gândească ei și mai hâtri, dar totodată să nu-ți gândească că ei și mai proști. Adică nu există, cum ziceai tu, rău sau bun, există eficient și neeficient. Așa că doresc la băieți succes care mă văd și eu întotdeauna sunt lângă dânsii care mă cunosc și mereu a spun umărul fără să aștept și eu remunerat. Mersi, Timofei, mersi mult că ai fost aici cu noi. Eu o să închei aici live-ul, dacă am